Salut tuturor! Ne aflăm în mini-studioul Logopaper, iar lângă noi avem invitată pe Elena Igaș. Ea studiază limba japoneză și este pasionată de cultura nipoană în general. Salut, Elena! Salut, Cristina! Ne-am găsit! Cum ai ajuns să studiezi o limba atât de îndepărtată de cele europene? Totul a început de la pasiunea mea pentru animeuri și din orice de a le vedea pe subtitrare, m-am apucat de japoneză. Care este diferența dintre ele și desenele animate? O diferență destul de mare. La animări se mai zice și animații japoneze. Consider că animațiile se împart în două categorii, desene animate și animații japoneze. Sunt foarte multe chestii care le diferențiază. În primul rând este grafica. La desene animate este foarte simplist, nu știu cum, iar la animări, pentru un episod se lucrează o lună sau chiar două, vă dăm pentru un singur episod. Și după avem povestea din spate. Desene animate sunt desenate în special copiilor, se mai sunt și desenele pentru adulți, dar în general când te gândești la desene animate, îți vine o creație pentru copii. Nu, când te gândești la animeuri, animeuri e o poveste din spate, deoarece creatorii se gândesc mai întâi la ce simte personajul, cum trăiește, cum îl structurează, dar după, abia atunci la firul poveștii. De cât timp studiezi limba japoneză? De aproximativ 2 ani, am început în clasa 7, am intervenit mici pauze, dar acum totul este ok. Ce avantaje ți-a adus limba japoneză? Momentan nimic, în afară faptului că mai recunosc un semn, mai înțeleg ce mai știu personaje de anime, dar pe viitor aș putea da la facultate de limba japoneză mai încolo să progresez în ce domeniu. Sau chiar aș putea ajunge să lucrez la ambasadă. Din câte știi tu, cât este de numeroasă comunitatea rădenilor ce învață limba japoneză? Nu știu numai exact, dar în schimb sunt câteva grupe de adolescenți. Majoritatea adolescenților se uită din pasiune pentru anime-uri, că au ceva rol de acolo, nu știu, dar majoritatea din pasiune pentru anime-uri. Apoi mai sunt grupe de copii. Copiii, din curiozitate, învață japoneză, au ceva cartonaș acolo cu numere, învață să cânte, tot fel de chestii super drăguțe ca și la copii, dar în schimb mai sunt și adulți. Și adulții ori învață din dorința de a cunoaște o nouă limbă, orică, de exemplu, este un domn care vrea să învețe fiindcă el predă karate și asta l-ar ajuta în meseria lui. Descrie-ne specificul limbii japoneze. Limba japoneză nu este foarte complicată, dacă e foarte mult de învățat. Ea se împarte în patru alfabete. Prima este hiragana, care este scrierea lor de bază, așa și mai simplist o leacă. Ei, de la început, așa scriau. A doua scriere este katakana. În ea se scrie cuvinte englezești. Foarte multe cuvinte de japoneză sunt cuvinte de la engleză. De exemplu, Crăciunul este o sărbătoare pe care ei nu o sărbătoresc și am promutat-o. Și în japoneză e Merry Christmas. Iar în engleză Merry Christmas. Și na, asta Merry Christmas se scrie în katakana, fiindcă e un cuvânt străin, împrumutat. Și mai este și kanji, care este scris împrumutat de la chinez, înseamnă alea foarte complicate de spui mâna în cap când le vezi și toate astea. Și apoi mai este romaji, semnele pe care le folosim noi, scrierea noastră, parcă sunt foarte rar folosite. Lângă faptul că studiezi autodidact, urmezi și cursuri organizate. Vorbește-ne despre acesta. Da, urmezi și cursuri organizate pe care le practic la Colegiul Național Emanuel Gorjul, am de o profesoră, desigur, contra cost. Și vă invit și pe voi să luați parte la aceste cursuri. Dacă tot ești aici, ne poți face o demonstrație? Am adus câteva materiale. Aceasta este o manga, o altă desenă japoneză. Se citește de la dreapta la stânga, invers de cum citim noi. Această manga stă la baza anime-urilor. Înainte să se facă un anime, mai întâi se face o manga, se vede dacă are destui fani sau e destul de apreciată, iar după se continuă într-un anime. Iar cealaltă? Iar cealaltă este o carte de kanji în care învăț semnele. Acel este un test, o testare N5, pe care care se dă numai o dată în an. N5-ul este cel mai ușor nivel al acesteia și cu ea poți zice că ai cunoștințe minime în japoneză. În pauză am înțeles că ne poți recita și o poezie. Așa este, am pregătit un haiku. Haiku este o poezie japoneză care are 3 versuri. Prima are 5 silabe, a doua are 7 și ultima tot 5. Hana ni kite, hana ni inemuru, itome kana. Și traducerea este, la flori am venit, sub flori mă culc, fără griji pe cap. Vă mai citesc una. Hen kanaki, au nyoboyo, kure no haru,
niciun răspuns, tânără doamnă, primăvara e pe sfârșite. Foarte frumos. Te gândești să faci ceva pe viitor? Momentan sunt foarte nesigură, deoarece la facultate de japoneză tu poți alege numai ca a doua limbă. Prima trebuie să fie una mai europeană, mai fi engleză sau germana. Dar în caz că se schimbă ceva sau devii mai peste noapte mai bună la engleză sau la germană, probabil o să urmez o carieră în domeniu. Îți mulțumesc, Elena, pentru timpul și pasiunea ta. Te mai așteptăm. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu ochii pe Logo Paper.